cel mai grav lucru mi se pare că acest eveniment din vedere medical este cel mai important în, în reîntoarcerea către un stat totalitar, pentru că orice intervenție medicală făcută împotriva voinței persoanei umane este un act de, de constrângere, un act prin care sănătatea și viața omului poate fi pusă în pericol. Mai mult seama că vaccinul presupune folosirea materialului biologic și aceasta la nivel de populație, deși ne controlează industria, deși ne controlează producția de vaccinul, poate controla sănătatea unui popor. Deci aici ar trebui să fie prezenți nu numai părinții, cei care se interesează direct pentru că au copii care, a căror sănătate este pusă în risc, ci oricare român care nu dorește să ne întoarcem la un alt fel de comunism, deci la un spațiu, la un spațiu totalitar, căci cu astfel de lege se face o breșă în, în legislația românească. Gândiți-vă că legea contrazice sau intră în conflict cu două articole constituționale importante și cu alte câteva legi ale țării, lucru care nu mai este semnificativ de importanță pentru guvernanții noștri. Deci dacă așa ceva se acceptă și românii nu reacționează, atunci orice act legislativ care vine în, în constrângerea libertății și în reîntoarcerea la totalism poate fi posibilă. În al doilea rând, vaccinarea din toate punctele de vedere mi se pare că astăzi poate pune în pericol sănătatea populației, pentru că față de ce se întâmplă acum câteva decenii, vaccinurile acum provin din surse străine și sunt foarte bine, sunt produse de companii a căror interese nu le cunoaștem. Sunt obținute pe cale de, pe calea licitațiilor mai mult sau mai puțin transparente, ceea ce înseamnă că cel care dă comisionul mai mare ar putea să își vadă intrat vaccinul pe piață. Mulți părinți își pun problema de ce totuși nu toți copiii se îmbolnăvesc, însă gândiți-vă că sunt boli care poate să apară după 5 ani, 10 ani, 15 ani de la vaccinare, cum este diabetul de tip 1, în sensul că vaccinul declanșează o reacție autoimună. Sunt studii pe tema aceasta și studii recunoscute și greu de contrazis. Declanșează o reacție autoimună care distruge celula beta pancreatică, astfel când te trezești copilul între 2 și 12 ani cu un diabet de tip 1 și ești practic nenorocit. Pe urmă, vaccinurile cresc cu rata ROR-ul, de pildă, creșterea cu 25% rata alergiilor și crescând rata alergiilor, acestea sunt de multe ori asociate cu astmul. Avem foarte mulți copii cu astm în România. Vorbim de, nu de efecte foarte vizibile, cum ar fi autismul. E făcut un vaccin, i-a crescut temperatura 40 de grade câteva săptămâni, după care se zice că i s-au distrus o parte din creier. Și te duci la doctor, doctorul spune că nu are nicio legătură cu, cu vaccinarea, deși tu știi că în săptămâna respectivă s-a declanșat patoafecțiunea. Nu vorbim de aceste lucruri care să zic că sunt foarte evidente, vorbim despre afecțiuni care pot fi declanșate ca un trigger de acest material biologic, de acest vector biologic, ce poate să, prin care poate fi controlată sănătatea populației în viitor. În sensul că vaccinurile pot crește rata unor afecțiuni, mai mult sau mai puțin vizibile astăzi, dar pe care în timp pot afecta major sănătatea populației și crește vânzarea, să spunem, de, de medicamente. De pildă, în România se știe foarte bine că suntem, avem cea mai mare rată de vaccinare cu BCG, însă avem cea mai mare rată de îmbolnăvire cu tuberculoză. Atunci nu înțeleg de ce ar trebui să fie vaccinații românii cu acest vaccin. Vaccinul de hepatită B crește probabilitatea apariției sclerozei multiple și altor boli autoimune. Este o carte scoasă de Șenuta cu un colegul laborator dedicată la Cristiana, deci are vreo 500 de pagini. Iar sunt sute de studii acolo prezente, pot fi citite, dar din păcate lumea medicală românească adoptă ca pe un fel de dogmă vaccinarea, nu pune sub nicio îndoială și în România ajunge să fie chiar contestată dreptul de a contrazice, de a pune în discuție, de a aduce în dezbatere problema vaccinului. Deci cu adevărat vedem, și mă opresc aici, vedem că
vaccinul este impus și nu cred că este impus de conducătorii României, pentru că ei habar nu au, sunt ignoranți în cea mai mare măsură, însă și protejează, echilibrez mai mult, să spunem, puterea sau libertatea, pentru că și aceasta le poate fi pusă în pericol, având, fiind de multe ori șantajabil, decât sănătatea populației. Am vorbit cu oameni care sunt în spațiul deja al guvernării. Am constatat în primul rând că unii dintre ei chiar au copii cu probleme, un copil cu autism, este la nivelul cel mai înalt, însă preferă să tacă și să profite mai departe de poziția pe care o are, cheltuind 2-3 mii de euro pe lună cu copilul bolnav de autism, recunoscând că la vaccin s-a declanșat autismul. Deci există situații și printre ei, și cu siguranță și ei vor fi afectați, pentru că și ei au copii și nepoți, însă ne comportăm ca și cum am fi sub ocupație. Mie acesta mi se pare cel mai grav lucru, în sensul că dacă cineva dictează de dincolo și mi s-a spus de către guvernanță săptămâna trecută că sunt interese mari și că oricum trebuie să tot se întâmplă asta și cum trebuie să se întâmple și la noi. Nu va trebui să se întâmple și la noi, pentru că dacă europenii nu au avut parte de dictatură, țara noastră, România, cel puțin, sau țările etice, dictatura a fost în vieții la milioane de oameni. E o problemă de conștiință și cred că dacă acum suntem aici pe 1000 de oameni, 1500 de 2000, ar trebui să fim cel puțin 10-20.000 ca să contăm în ecuația aceasta. Până la urmă, ce putem face este ca peste 2 săptămâni, am înțeles, să va reorganiza fiecare să aducă cel puțin 5 alte sau alte 10 persoane. Dacă fiecare de aici ar aduce 10 persoane în plus, cred că am devenit suficient de semnificativ ca să putem să trezim conștiința parlamentarilor, despre care nu cred că sunt majoritatea manipulat și pur și simplu ignoră sau sunt dezinformați în legătură cu vaccinul.